Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem live. Suntem live pe Facebook și pe YouTube, dragii mei, pentru că așa ne place nouă să ne trezim cu noaptea în cap. Astăzi facem o excepție de la regulă și mai avem în regie încă pe cineva care cândva a făcut parte din echipa noastră. Și începem cu bună dimineața, Rosi! Cine e alături de tine, Rosi? Cristi Popa. Cristi Popa e la butoane lângă Rosi în această dimineață, dragii mei, pentru că nimic nu e întâmplător în viață. Așa se întâmplă și se aranjează lucrurile după cum... O să vedem astăzi la horoscop, că avem o rubrică nouă. Cine ne spune horoscopul și cum se aranjează planetele? Povestim cu invitata mea înainte să dăm start, să intrăm în live, că în viață nimic nu e întâmplător. Cumva parcă urmărește emisiunile, pentru că eu mereu spun că trenul, destinul ăla din care tot coborâm, mai stăm, liberul arbitru, mai pierdem vreme prin câte o gară, așa, după care iar din nou ne urcăm în tren și plecăm spre destinația finală, să spunem așa. Nimic în viață nu e întâmplător și de fiecare dată când întâlnim oameni, miracole, îngeri, la care nu le vedem aripile, așa cum eu spun, de fiecare dată când am ocazia, acești oameni minunați ne schimbă cumva viața, ne schimbă destinul, ne dau enjoy la viață, ne pun cumva din nou pe calea ferată, ne urcă în tren și zice, hai să mergem la în stația următoare. Un astfel de om care creează destine, care urcă în tren copii de data aceasta, ceea ce e foarte frumos și deja am pielea de găină, așa cum spune Andra, tot despre muzică vorbim, muzica reușește să îți dea o stare așa și parcă tot părul de pe noi și pielea așa te cutremură când vorbești despre muzică. Nu cântăm în această dimineață, dar o să vorbim despre muzică. Un astfel de om care dă mâna copiilor să-i urce într-un tren, un tren care să-i ducă spre destinația finală, îi ajută să-și descopere calități pe care probabil ei nu știu că le au. Un astfel de om a venit alături de mine aici la Dale Dimineții, așa de la prima oră. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Mihaela Popa, profesor de muzică, dacă spun eu bine, la Colegiul Regina Maria, zic bine? Regina Maria, da. Acolo, știți, eu l-am mai avut invitat, știm deja că la Regina Maria, așa ca și la școala, acolo la Fabrica de Talente, se fac lucruri minunate și la Decebal se fac lucruri minunate, am văzut că și la Grigore Moisil. Are deva asta licee bune, doamna profesoară. Are, bineînțeles. Parcă cu cât fac mai multe emisiuni, descoper oameni tot mai faini și mai dăruiți. Tot spunem că profesorii, că învățământul, noi ăștia suntem. Dar eu cu cât sap, găsesc oameni tot mai frumoși în învățământ. Da, e adevărat. Așa e. Începem cu începutul, dragii mei, să vedem prima dată. Cei care sunteți apropiați de muzică, ați făcut școala la Regina Maria sau sunteți deja părinți și aveți copii la Regina Maria, o cunoașteți. Toți cei care copiii au o legătură cu muzica, deja știți cine e Mihaela Popa. Dar mai sunt și restul care nu știu și poate că vor descoperi că își doresc să o cunoască. Eu am fost foarte curioasă pentru că e soția colegului nostru, Cristi Popa, de nu întâmplător Cristi e la butoane, a venit să se asigure că totul e perfect, că nimic nu rămâne la voia întâmplării. Eu sunt foarte curioasă să aflu, de fapt, cine e, de fapt, în realitatea
de zi cu zi, dincolo de imaginea doamnei profesoare, povestea Mihaelei Popa. Și, în primul rând, de ce muzică și nu altceva, doamnă profesoară? De ce muzică și nu altceva? De ce nu matematică? Pentru că muzica, m-a învățat pe mine un prieten, e matematică pură. Da, am auzit și eu lucrul ăsta, dar matematica n-a fost prietena mea niciodată, ce să zic. De ce muzică? Pentru că cred că așa a fost să fie, că universul a aranjat lucrurile în așa fel. Muzică de când mă știu, din clasa 1, de la școala de muzică, am ajuns acolo pentru că, fiind la grădiniță, ne-a dus doamna educatoare, așa, eram vreo 5 copii și am mers într-o zi la școala de muzică, am fost testați acolo și am fost fascinată de faptul că toată lumea cânta. Și spuneam, eu vreau la școala aia unde cântă toată lumea. Și am ajuns la școala asta unde cântă toată lumea și am petrecut în școala asta 12 ani și au mai urmat 5 de conservator și s-au făcut 17 de școală de muzică și după aceea cumva a venit firesc. 17 ani de școală de muzică? Da, 17 ani de școală de muzică. Mama mia! 17 ani, do, re, mi, fa, sol. Cred că muzica e mai mult de atât. Da, e mai mult de atât. Știu că sunt mulți cei care cred că muzica e doar la, 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 dar poate să vă spună soțul meu, care la un moment dat a fost sincer și a zis, până să te cunosc, aceeași impresie aveam și eu despre muzică, că e la, 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 dar acum am înțeles că e mult mai mult de atât. Da, e mai mult decât la, la, la. Pentru noi necunoscătorii, pentru că noi necunoscătorii, cei care nu știm să citim un portativ, noi suntem consumatori de produs final, YouTube, concerte, așa, cam asta vedem noi sau simțim pe aici, pe aici, că noi ăștia care suntem puțin surzi nu simțim, nu auzim muzica, dar o simțim, să spunem așa. Noi suntem devoratori de produs final. Cei care urcă pe scenă, foarte multe ore de muncă, spun de fiecare dată, indiferent că sunt instrumentiști, indiferent că sunt cei care cântă cu vocea sau dansatori, sau orice artă cere sacrificii. Asta e clar, ore multe de studiu. Dar vorbim foarte puțin și de cele mai multe ori cei în spatele fiecărui artist care ajunge pe scenă, există cel puțin un om. Cel puțin. Un om care, un profesor de canto, un profesor de instrumentul pe care îl are, îl acceptă fiecare dintre instrumentiști, există cel puțin un om, un profesor, care teoretic duce greu, aș spune eu, pentru că profesorul cred că are mai multe emoții decât cel care urcă pe scenă. Da, le are profesorul. Are mai multe emoții. Eu acum spun din punctul meu de vedere situația în care sunt eu. Da, am emoții când elevii mei sunt pe scenă. Știu că trebuie să fiu acolo, profesorul e punctul de sprijin, adică e așa o, dacă vrei, trebuie să formezi o echipă cu elevul. Și emoții sunt de ambele părți, evident, dar cel puțin la cei mici i-am văzut, ei se bazează foarte tare pe mine. Adică eu dacă am emoții nu am voie să le arăt, pentru că probabil lucrul ăsta i-ar speria. Ei vin și spun, Doamne, avem emoții, suntem pe scenă, o să fie bine, eu trebuie să-i încurajez, chiar dacă poate emoțiile mele sunt mai mari decât ale lor, dar atunci când totul se încheie cu bine, până la urmă asta contează. Cât e sufletul Mihaelei Popa în momentul în care copiii coboară din scenă după cât eu, după un spectacol, cum încape Mihaela Popa? E așa o mulțumire și o liniște așa și o
o mulțumire, ăsta este cuvântul, în momentul în care îi vezi fericiți și mulțumiți și când vin și îți spun, doamna profesoară, am reușit, ați văzut că am reușit? Adică ăla e momentul în care zic, da, uite, merită să fiu profesor. Există în copilăria Mihailei Popa o persoană, un om care va rămâne mereu în amintirea ei, care i-a dezvoltat și mai mult pasiunea pentru muzică, că da, e frumos să spui, eu vreau să merg la școala aia unde toată lumea cântă. Ok, dar există o persoană care a încurajat, un profesor, un bunic, mama, tata, nu știu. Da, în familia mea nu cântă nimeni. Eu am fost cea care a dat startul. Chiar dacă poate suntem cumva așa, știi, multă lume m-a întrebat, cine face muzică? Nimeni. Nimeni. Asta e ca și cu doctorii, cu avocații. Nimeni. Dar cineva trebuie să pornească, da? Și drumul ăsta. Am un profesor cu care am dat admitere în clasa întâi, pe care mi-l amintesc. În momentul în care am cântat, eram atât așa. Și s-a ridicat așa la masă, a pus cotele pe masă și a zis, drăguță, ne cânți un cântec? Și eram așa... Mi s-a părut așa de, l-am văzut așa de serios, am cântat, mi-a fost profesor în cei 12 ani de școală și apoi a fost lângă mine în tot ce înseamnă dirijat, coral, e domnul Licobescu, căruia eu îi datoresc foarte mult din punctul ăsta de vedere, pentru că a fost acolo, m-a sprijinit, m-a încurajat și a crezut în mine, poate când eu eram așa, aveam îndoieli și mă întrebam, oare pot? Oare o să-mi iasă? Și de fiecare dată a zis, hai domnule, că poți. A contat foarte mult. Conservatorul nu e o școală la îndemână oricui. Asta e clar. Am întâlnit oameni care n-au reușit să-l termine nici din a doua, nici din a treia. Eu chiar știu persoane care n-au reușit, deși iubesc foarte mult muzica, fac muzică, dar n-au reușit să termine conservatorul nici din a treia încercare. Ați avut în cei 17 ani de școală de muzică vreun moment în care să spuneți nu mai vreau muzică? Nu am avut niciun moment în care să spun că nu vreau muzică. A fost așa și este parte din viața mea. Nu cred că asta a fost o... Nu a fost o opțiune, deși când am terminat liceul, mi-am dorit atunci în momentul ăla să fiu avocat, judecător sau procuror. Wow! Asta fi însemnat să merg la facultatea de drept. Și au venit ai mei și mi-au spus, dar e păcat, ai făcut 12 ani de muzică. Am dat admitere la conservator, am intrat din prima, iar în momentul în care am ajuns în învățământ, când am luat postul la pedagogic, am spus, voi sta primul an să văd cum e, că poate nu sunt pentru meseria asta și nu vreau să... Adică, poate nu sunt omul potrivit, dar vă spun tuturor ca să nu avem discuții, să nu vă supărați. Asta a fost o discuție în 2003, suntem în 2024, și sunt în același loc. 21 de ani? Da. Mama mia! 21 de ani de muncă de la capăt, de fiecare dată? Da. În aceeași școală. An de an o luați de la capăt? Pentru că e clar că din clasele pe care le aveți, unii pleacă, alții mai și rămân, dar din nou vin alții. Și la un moment dat pleacă, chiar dacă rămân în gimnaziu și liceu, ajung la clasa 12-a și tot trebuie să plece. Bun, Mihaela Popa a început cu vocea, da? Da, școala de muzică, cântat vocal, un instrument, așa cum fac toți copiii, da, pianul. Pianul. Știți instrumentul ăla cu clape albe și cu clape negre, dragii mei, unde sunt bine bunele cu relele și ies ceva așa cu clapele. Am eu o problemă cu clapele. Ies lucruri minunate. De ce pian? De ce nu alt instrument? Alegerea asta cu pianul, știți cum a fost? În momentul în care m-au înscris ai mei la examen, trebuiau să aleagă un instrument. Mintea mea de copil spunea
Domne, vioară, sunt patru corzi, patru note. Uite câte clape are pianul. Și mama m-a scris la pian. Nu. Și m-am supărat. Prima. Nu, sunt prea multe note. Eu am să scriu cu creionul pe pian, pentru că n-am să pot să le țin minte niciodată. N-a fost așa. Cred că așa a trebuit să fie. Așa s-au aranjat lucrurile. Cred că pentru asta am venit în lumea asta. Asta trebuie să fac. Fiecare are un drum și are o menire. Venim aici pentru că avem ceva de făcut. Cred că asta e treaba mea. Și treaba, doamne profesoare, dincolo de pedagogie și de școală, a luat acea baghetă magică pe care eu nu o înțeleg. Nu prea înțeleg eu. Mereu am un prieten foarte bun, pe domnul profesor George Câlțea. Mereu cu bagheta aia magică, doamna Mihaela, dirijează, dragii mei. Na, aici e mai complicat, că eu nu prea înțeleg ce face un dirijor. Ce înseamnă să fii dirijor? Și cum ați ajuns de la voce, pian, la dirijat? E și femeie, că în general dirijorii sunt bărbați. Nu neapărat. Dacă ne uităm la Madrigal, e dirijată, corul Madrigal e dirijat de Ana Ungureanu. Bun, în da, e față, o deci femeie e. Și mai ne uităm încă la 4-5. Mai sunt. Da, da, dacă stai să iei procentual, cu siguranță că bărbații într-o sunt lumea cei care... Într-o bărbaților da, vine da, o femeie. Vine o femeie să dirigeze. A fost așa, ca să lămurim întâi ce înseamnă dirijorul așa. Și omul din față, așa. Care pentru mulți poate este, domne, un om acolo în față, dă el din mâini acolo, nu da. Înțelege nimeni nimic. Da. Dirijorul, așa pe scurt și pe înțelesul tuturor, spune prin gesturi ceea ce nu poate spune vocal în fața unui ansamblu. Fiecare mișcare înseamnă ceva, fiecare mișcare de braț înseamnă ceva. Adică dacă eu dirijez, asta le spun și copiilor. Îi învăț toate lucrurile astea ca să știe să comunicăm în felul ăsta, le spun că ăsta e limbajul nostru secret, pe care alții nu-l înțeleg, cei care ne privesc. Și știu ce înseamnă fiecare mișcare de asta de braț, pentru că atunci când cântă eu nu pot să stric de acolo din față, acum cântăm mai încet, aș strica absolut tot. Cam asta. Dar e așa o... Dirijorul cu ansamblul din față, eu acum vorbesc de muzica corală pentru că cu asta am legătură, e așa, e instrumentul, corul e instrumentul, iar dirijorul e instrumentistul. Ideal e ca instrumentul să răspundă, da, cerințelor dirijorului. Aici trebuie să ajungem, să fie așa o uniune și o îmbinare aproape perfectă. Noi, în mintea mea, făcui așa o asociere. Dirijorul e un fel de Florin Maxim, doar că el urlă pe marginea terenului. Deci, da, nu m-am gândit la asta. Foarte interesantă asocierea. Teoretic, dirijorul e un antrenor, să spunem așa. Da, e un coordonator, e un... da. Are rolul lui clar acolo în față. Și ne dăm seama că are rolul lui foarte important. Noi toți spunem, da, ce-o face omul acolo în fața acelui ansamblu de oameni care e pe scenă, în cazul nostru cor. O să mergem mai departe, pentru că e clar că o cunoașteți deja, ați văzut-o pe foarte multe scene, nu mai e o noutate și nu doar un cor, mai multe coruri și astăzi și în zilele, în anii trecuți. O să ajungem să povestim care a fost primul cor pe care a reușit să-l creeze, să-l antreneze, să spunem așa, și până unde s-a ajuns astăzi. Dar rămânem în atmosfera astrelor, pentru că, așa cum am spus, nimic nu e întâmplător în viață. Aș vrea să vedem ce ne spune horoscopul și să vedeți că din echipa noastră, una dintre fete a făcut un pas în față. Andra a ieșit pe sticlă și este cea care ne va aduce, începând de astăzi, spunem așa, veștile de dimineață de la Dale Dimineții.
Să vedem dacă e Uranus, nu e Uranus metrograd, cred că Mercur, zicea Nicol, când, nu știu, stați că vine Andra să ne spună cum e cu astrele și să vedem dacă ne regăsim în povestea doamnei profesoare. Dragii mei, bună dimineața, Andra, și hai să vedem ce ne spun astrele. Bună dimineața, Ioana, bună dimineața tuturor! Iată care sunt previziunile astrologice pentru astăzi, 3 octombrie. Berbec, sunteți tentați să amânați o vizită programată pentru azi, cu riscul să tensionați relațiile cu partenerul de viață. Se pare că sunteți indispus din cauza unui eșec în afaceri. Astrologul vă sfătuiește să vă păstrați calmul și să vă limitați la activitățile de rutină, care să vă solicite mai puțin. Taur, sunteți foarte preocupat de problemele financiare și aveți tendința să neglijați relațiile sentimentale. Nu este exclus ca partenerul de viață să vă reproșeze acest lucru. După amiază, sunteți invitat la o petrecere. Astrologul vă recomandă să vă detașați de grijile cotidiene și să vă bucurați de compania prietenilor. Gemeni, astăzi nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri. Nu este momentul să luați decizii importante în domeniul profesional, pentru că riscați să fie greșite. Astrologul vă sfătuiește să vă dedicați unor activități relaxante și să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Rac. Aveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin, cu condiția să vă organizați bine timpul. Astrologul vă recomandă să amânați deciziile importante în afaceri, petreceți seara în familie, încercați să vă relaxați. Leu. Capacitatea creativă atinge o cotă ridicată și ar fi bine să o folosiți pentru rezolvarea problemelor profesionale și de afaceri. Relațiile sentimentale pot fi foarte bune, dar astrologul vă sfătuiește să vă stăpâniți tendința de a-i face reproșuri persoanei iubite. Fecioară. În prima parte a zilei sunteți cu capul în nori. Până reușiți să reveniți cu picioarele pe pământ, astrologul vă sfătuiește să fiți prudent și să nu vă implicați în activități importante. Aveți grijă ce spuneți și cum vă exprimați. Există riscul să jigniți o persoană mai în vârstă din familie. Balanță. Se pare că aveți probleme pe plan sentimental și deveniți irascibil. Astrologul vă recomandă să vă păstrați calmul și să nu vă grăbiți să replicați. Sfaturile prietenilor vă pot fi foarte utile dacă vă temperați orgolul și încăpățânarea. Scorpion. Survin evenimente neașteptate care vă dau programul peste cap. Se pare că sunteți nevoiți să plecați într-o delegație anunțată în ultimul moment. Partenerul de viață este nemulțumit de schimbarea de program. Pentru a evita un conflict în familie, astrologul vă sfătuiește să reacționați cu calm și înțelegere. Săgetător. Din cauza dificultăților financiare, sunteți tentați să renunțați la o călătorie în interesul familiei. Este o decizie delicată pentru că riscați să vă indispuneți partenerul de viață. S-ar putea ca explicațiile dumneavoastră să nu fie suficient de convingătoare și să fiți înțeles greșit. Astrologul vă reamintește că vorba dulce mult aduce. Capricorn, în prima parte a zilei sunteți indispus din cauza unei decizii luate de partenerul de afaceri în privința unei investiții. Păstrați-vă calmul dacă nu vreți să complicați situația. Astrologul vă sfătuiește să vă relaxați și să vă detașați de problemele cotidiene pentru a nu tensiona atmosfera din familie. Vărsător, ați făcut mari eforturi pentru a găsi noi surse de venituri, iar acum vă simțiți epuizat. Astrologul vă sfătuiește să nu forțați lucrurile și să aveți răbdare. În curând, un prieten vă va propune o colaborare. În această perioadă nu sunt recomandate speculațiile. Pești. În prima parte a zilei sunteți cam visător și aveți tendința să neglijați problemele importante pe care le aveți de rezolvat. Astrologul vă semnalează că nu este momentul să începeți noi activități pentru că riscați să luați decizii greșite. Nu refuzați ajutorul oferit de un prieten. Atât pentru astăzi. Sunt Andra Haratău și ne revedem mâine cu noi predicții astrologice. Mulțumesc, Andra! Promit să nu refuz ajutorul oferit de un prieten și, într-adevăr, sunt cu capul în nori. Tocmai povesteam cu invitata mea, cu Cristi și cu Rosi. Mi-am pierdut capul în această dimineață. Băiatul mi-am pierdut țigările în mașină, m-am întâlnit, m-am întors, mi-am uitat telefonul. Deci, uite că, până la urmă, horoscopul, cel puțin în cazul meu, a funcționat, a spus adevărul. Nu o să refuz ajutorul unui prieten astăzi, promit! Vreau să dau citire mesajelor, dragii mei. Adriana Furcă ne spune: bună dimineața, o zi binecuvântată, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor.
Felicitări, stimă și respect pentru invitata dumneavoastră. Mulțumesc anticipat, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana. Mulțumim că sunteți alături de noi ca în fiecare dimineață. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața. Daniela Enea ne spune dimineața. Bună dimineața, Daniela, mulțumim că ești alături de noi. Multă sănătate îți dorim. Enea Vasile, bună dimineața, o zi frumoasă, felicitări pentru emisiune, felicitări invitatei dumneavoastră. E vorba de instructorul de la Hațegana, deci de la Hunedoara, deci clar înțelege despre ce vorbim. Îl vedem pe Gabriel Ionașcu alături de noi, îi mulțumim, ne spune bună dimineața, zi minunată și binecuvântată, ne scrie Gabi, mulțumim mult de tot, la fel îți dorim. Aline Eugen Ienciu, neața, o zi bună, faină tuturor. Doamne ajută, uite un alt solist vocal care înțelege de ce se întâmplă aici la emisiune în această dimineață. Ioan Grosu ne spune bună dimineața și îl salutăm pe domnul Bozdoc. Adrian, îl vedem alături de noi în live. Îl așteptăm la noi la Dale Dimineții. Cu siguranță vom reuși să găsim un subiect pe placul oamenilor, așa la prima oră. Deci avem prieteni care înțeleg și care se uită la emisiune și chiar știu și sunt foarte convinsă că sunt foarte mulți părinți. Văd părinți din ce în ce mai dedicați, ceea ce mie personal îmi dă o stare de bine, pentru că l-am văzut mai de dimineață, nu știu dacă mai e Clej, Emma, dacă mai ești live alături de noi, te salutăm. Meda și Emma, fetița lor face balet. Am văzut niște postări foarte frumoase, a luat ceva premii. Și vorbim de cei părinți care, după ani de zile în care părinții parcă au fost prinși în viața cotidiană între două facturi și un job stresant, parcă au renunțat în a mai investi în dorințele copiilor. Și ajungem acolo la copilașii care după școală, după orele simple de muzică, vin la cor. Și vin alături de dumneavoastră. Câte repetiții se fac la un cor, de fapt? Eu conduc două coruri. Așa. Care sunt ale colegiului, corul Infantis, ciclul primar de la clasa pregătitoare până la clasa 4 și corul Amadeus, clasele 9-11, ciclul liceal vocațional. Pentru fetele de la vocațional Amadeus sunt doar fete în corul Amadeus. Pentru cei mici, o repetiție seara, pe săptămână o repetiție, dar atunci când avem un spectacol sau un eveniment la care trebuie să participăm, repetițiile sunt mai multe. Am avut în vară, 19 iunie, un spectacol la Casa de Cultură, Lumea Copiilor, și pentru spectacolul ăsta am făcut, cred că în ultimele două săptămâni aproape, în fiecare zi, repetiție. Și au venit, a fost un efort pe care au trebuit să-l depună, dar au venit, pentru că au venit cu atâta drag și cu atâta bucurie, încât nu li s-a părut nici prea greu, nici prea mult, și toată lumea a fost mulțumită de rezultat. Da, e un efort, clar. Ei renunță la ce iubesc cel mai mult, odată la timpul pierdut pe device-urile, îi vedem că au devenit telefoanele o prelungire a mâinilor și ei trăiesc acolo, într-o altă lume. Vrem, nu vrem, e realitatea zilelor pe care le trăim și noi și ei. Mie pentru copii mi se pare mult prea greu să te desparți de o lume imaginară, pentru că ei trăiesc acolo în telefoanele acelea, o lume imaginară. Și pe urmă, mulțumesc Rosi, mulțumesc și lui Cristi, așa cum vedem, dragii mei, pe ecran, renunță la lumea lor imaginară și o vedem pe doamna profesoară alături de ei pe scenă, în acest moment rulează imagini de la corul Infantis, probabil de la repetiții. Chiar de la concert este. E chiar de la concert? Da. E chiar concertul de la Casa de Cultură din 19 iunie.
Ei urcă pe scenă și trăiesc acel moment de realitate, pentru că până la urmă, în momentul în care ești acolo în fața publicului, cred că e momentul acela în care dai piept cu realitatea clară, reală, îți dai seama că nu poți fugi așa cum, sau să nu poți corecta. Mie asta mi se pare foarte interesant la acești copii. Copiii realizează în momentul când ajung pe scenă că nu pot pe tablete, pe telefoane sau pe calculator, nu poți greși nimic, pentru că poți corecta. Acolo nu mai poți corecta nimic. Greșesc cu ceva? Ăsta este rolul repetițiilor. Corul te învață și este foarte ok pentru copii din punctul ăsta de vedere. Îi învață disciplina și îi învață munca în echipă. Îi învață să se asculte, să se sincronizeze. Toate repetițiile pe care noi le-am făcut pentru spectacolul ăsta, în toate repetițiile astea, noi am pus la punct toate lucrurile astea. Și eu le-am spus, dacă veți greși cumva în concert, dacă unul dintre voi greșește, nu este niciun fel de problemă. Trebuie să vă gândiți că faceți un lucru pe care nu-l pot face mulți oameni. Corect. Și doar pentru simplu motiv că ești acolo, tu copil, nu e ușor, știți? Poate din sală am auzit mulți părinți, ar trebui să fie mai așa, ar trebui să fie mai așa. Și tot timpul le-am spus același lucru. Eu vă invit pe scenă și vă rog să vorbiți 5 minute. Nu vă pun să cântați. Vă rog să vorbiți 5 minute, pentru că eu știu de pe margine, e ușor să ne dăm cu părerea. Au avut emoții, au așteptat cu nerăbdare spectacolul, dar au avut emoții înainte să se deschidă cortina, eram cu ei acolo pe scenă, eu i-am dirijat de jos, am stat în fața scenei, tocmai ca să nu le iau imaginea să fie văzuți. Și în momentul în care eram cu ei acolo și urma să se deschidă cortina, erau atât de emoționați și îmi spuneau, Doamna, avem niște emoții, știți ce emoții avem? Dumneavoastră aveți emoții. Da, zic, și eu am emoții, dar eu vă spun că o să fie bine, eu am încredere în voi și voi trebuie să aveți încredere. Am repetat de atâtea ori, adică atâtea repetiții am făcut, ei au avut și niște, s-au prezentat singuri, unii pe alții, fiecare a prezentat o piesă, adică noi n-am avut prezentator, știau ordinea pieselor, au cântat 14 piese pe de rost. Nu e puțin 14. Lucru. 14 piese pe de rost. Au fost piese pe care ei le-au pus în repertoriu și le-au cerut. Au venit copiii și mi-au spus, vrem să cântăm Bella Ciao. Am cântat Bella Ciao, am învățat și am cântat. A fost cererea lor. Și în momentul în care le-am pus obiectivul ăsta în față, toată lumea s-a mobilizat. Toată lumea a venit la repetiții. Chiar dacă trebuia să ne întâlnim în fiecare seară, ne întâlneam la școală, la repetiție, erau prezenți acolo, mai cu o ciocolată, mai cu o bomboană, mai cu o glumă, le aduceam ciocolată, uite, zic, în pauză, ne energizăm, mâncăm o ciocolată. A doua zi au venit și alți copii cu ciocolată. Doamna, am adus și noi să mâncăm mai multă ciocolată. Și a fost absolut în regulă. În momentul în care s-a încheiat spectacolul, a fost așa o ușurare și au fost așa de mândri de ei și au zis, ați văzut, le-a plăcut, au cântat cu noi și ne-au aplaudat. Adică pentru ei a fost așa o bucurie. Și fiind la finalul anului școlar și în următoarea săptămână începea vacanța de vară, la vreo 3 zile după spectacol, eu aveam un grup de WhatsApp cu părinții din Infantis și un grup cu copii, unde eram doar noi. Și mi-au trimis pe acel grup al nostru un mesaj. Țin minte că eram acasă, singură. Și în momentul în care l-am citit, efectiv am început să plâng. Cât de frumos mi-au scris ei. După aceea am aflat că ei s-au înțeles. Cum se compune el mesajul? Se compune ei mesajul ăsta. Doamna profesoară, vă mulțumim că ne-ați ajutat, că ne-ați dus pe scenă, că noi acum avem mai multă încredere în noi, că vă iubim. Deci plângeam. Dacă m-ar fi văzut cineva, ar fi crezut că mi s-a întâmplat ceva, vreo nenorocire. Și pentru mine asta a fost momentul în care am zis, da, uite, am făcut bine ce am făcut. Și este absolut în regulă. Și părinții au fost, adică le-a plăcut foarte mult, au fost așa, au fost piese cumva din vremea noastră, pseudo-fabula, Bella Ciao, părinții cântau cu noi, adică a fost frumos. Și copiii au fost încântați. Și părinții au fost mulțumiți și au văzut copiii acolo pe scenă și au zis, da, s-a muncit mult pentru că a fost sincronizare. A fost muzică, cu dans, cu mișcare, cu... Și toate lucrurile astea s-au văzut că au fost muncite, pentru că în momentul în care ajungi la sincronizare, nu poți fără muncă să faci lucrul ăsta. E suficient să greșească unul. Asta înseamnă
munca în ansamblu și corul. Repetiții îi învață disciplina, e foarte important, și munca în echipă e extraordinar pentru copii. E tot ce ne dorim până la urmă, dragii mei, să învățăm să socializăm, să învățăm să ne respectăm aproapele, că până la învăța să-l iubim deja e mult prea departe, mai ales în vremurile care trăim, dar să le respectăm, să-i respectăm pe cei de lângă noi până la urmă. Și presupun că se învață la cor, nu știu, dar ei învață să se ajute unul pe celălalt. Bineînțeles, și ei înțeleg că trebuie să fie acolo toți, într-o voce. Cântat un ansamblu nu înseamnă că trebuie să iasă vocile în evidență, trebuie să sune omogen. Și ei învață lucrul ăsta, adică dacă piesa nu este cu solist, ei învață lucrul ăsta, să se asculte unul pe altul, să fie acolo în același ton, să fie atenți, să răspundă cerințelor. Da, sunt lucruri care se învață. Ei, infantii sunt cei mai mici, i-am văzut. Mergem un pic la cei un pic mai mari. Amadeus, care... da, el a fost primul cor pe care l-am înființat atunci când am venit în pedagogic. Amadeus a fost numele provizoriu. Trebuia să cântăm undeva, cum să ne numim? Și am zis, hai, Amadeus până hotărâm. Și provizoriu s-a transformat în definitiv și așa am rămas. E corul claselor de vocațional, da? Așa. E corul claselor de vocațional, asta este chiar Olimpiada de la Arad din acest an, din 13 aprilie. Am fost la regională la Arad, am luat premiul întâi cu 100 de puncte. Au muncit fetele astea, ce să zic, repetiții ultimele 3 săptămâni, zi de zi, de luni până vineri, după frumos, cursuri. În condițiile în care noi avem ore până la 2, până la 3, da? Erau clase care aveau până la 3. De la 3 la 4 era repetiția de cor. Și erau prezente. Adică a fost așa, cumva au avut un pic de teamă și de nesiguranță la început. Mă întreba, doamna, dar credeți că noi suntem în stare? Am zis, da, eu am încredere în voi și știu că o să puteți să faceți față. Și în momentul în care am ajuns la Olimpiadă cu niște emoții incredibile. Când au văzut premiul întâi cu 100 de puncte, au zis, da, a meritat și munca și timpul și absolut tot. Cât sunt de speriate, zice, sunt înainte, m-am uitat, sunt de-a dreptul, dragile de ele, sunt eleve în mare parte, sau toate sunt de la Regina Maria? Toate sunt eleve ale colegiului. Deci fetele acestea de la vor secția deveni... vocațional, învățător, educatoare sau educator puericultor. Mai avem o șansă, ia uitați-vă la ele cât sunt de emoționate, dacă fetele astea vor intra în sistem, învățământul mai are o șansă. Eu așa sper. Vrem să vedem și diploma, cred că o avem înainte să mergem. O salutăm pe Roxana Olșanski, văd că e aproape de noi, între timp a intrat live. A Petri Radu ne scrie, bună dimineața, doamnă dragă, mulțumesc, Radu. E greu să lucrezi cu, nu știu, ce e mai greu? Să lucrați cu copilașii mici sau cu adolescenții? Pentru mine nu e greu. Pentru mine nu e greu pentru că eu fac ce-mi place. Pentru că sunt un om norocos, chiar merg cu drag la școală și îmi plac copiii. Și nu... N-am niciun fel de greutate. La fel de bine lucrez și cu cei mici și cu cei mari. Am lipici la copii. Asta îmi spune toată lumea, că am lipici la copii. Nu am niciun fel de greutate în sensul ăsta. Asta le spun și copiilor de la vocațional când vin în clasa nouă și ne întâlnim la prima oră. Îi întreb cât de mult vă plac copiii, îi iubiți. Și ascult răspunsurile. Am primit anul ăsta un răspuns de la o domnișoară care a zis, știți, eu așa de mult iubesc copiii încât aș face orice pentru ei. Și le-am spus, vedeți, aici trebuie să fiți în punctul ăsta, ca să fiți în meseria asta, trebuie să, nu este suficient să îi tolerezi, să îmi plac copiii. Nu, trebuie să iubești cu adevărat ca să mergi în meseria asta și să ai un parcurs care să fie frumos
Și tot timpul le spun asta, copiii știu, le spun, dacă eu aș putea și aș avea un domeniu mare, aș lua toți copiii din pedagogic la mine acasă. Și copiii mă mai întreabă câteodată, doamna, când ne luați la dumneavoastră? Cred că asta este, aici e cheia, de aici vine ușurința, că fac ce-mi place. Am zis, dacă vreodată am să ajung în punctul în care simt că nu mai merg cu drag la școală, am să plec eu din sistem. Pentru că nu cred că ar trebui să mai rămân, dar eu zic că nu o să ajung în punctul ăla. Mie chiar îmi place ce fac și sunt un om norocos. Am auzit, Rosi, mulțumesc, mai avem 10 minute, nu vreau să mergem mai departe, rămânem în, nu ajungem încă la oamenii mari, o să ajungem și acolo, la un cor de oameni mari, dar vreau să ne amintim povestea, noi am povestit la telefon, știu că există toți copiii, clar, și nu sunt fără convinsă că dacă o întreb pe doamna profesoară astăzi ce copii aveți la suflet mai mult, o să zic că toți copiii sunt la sufletul meu, așa cum ați auzit-o deja, și pe toți i-ar lua acasă. Acum, nu știu dacă permite spațiu, dar știu că există totuși o adolescentă care vă poartă în suflet și care a ajuns departe pentru că a fost îndrumată de dumneavoastră. Cum o cheamă pe așa? Da, e vorba de Alexandra Tudorache. Ea a fost eleva colegiului, a terminat liceul la secția vocațională, a venit la noi în școală undeva, cred că în clasa 7-a. Am făcut canto 2 ani împreună, iar la sfârșitul clasei a 11-a mi-a spus că ea ar vrea să meargă la conservator. Pentru mine asta a fost o surpriză, adică eu încercam să explic copilului, știi, trebuie să ai o anumită bază, adică nu ai avut timpul fizic necesar să-ți formezi niște deprinderi. Îi tot explicam ce trebuie să facă, i-am ascultat și spunea doar, eu am să fac tot ceea ce este nevoie. Ok, zic totuși să ne lămurim, să plecăm de undeva. Unde vrei tu anume la conservator? Ce vrei să faci? Că și școala asta are mai mult. Și când a zis compoziție, muzică ușoară București, atunci pe mine m-a luat cu leșin. Deci a fost momentul în care eu m-am gândit, zic, copilul e inconștient, nu știe în ce se bagă, nu știe ce vrea, probabil îi sună frumos așa la ureche. Am încercat să-i explic cum stă treaba, zic, știi, ai terminat clasa 11, nu știi un instrument. Nu. Primeam același răspuns, eu am să fac tot ceea ce este nevoie. M-a ajutat, a fost așa un moment, nu i-aș spune inconștient, așa a fost să fie. Și m-am băgat în filmul ăsta, eu cu ea, și am pornit de la zero, cu tot ce a însemnat teorie, solfegiu, dictat, pian, da? Pentru admiterea asta am făcut 2 ani de zile, pentru că nu a dat admitere după ce a terminat liceul, a mai stat un an. Am făcut 2 ani de zile muzică de luni până luni, în fiecare zi ne întâlneam și a avut atâta ambiție copilul ăsta, mi-era frică să o întreb ce vei face dacă nu vei intra, adică noi ne întâlneam la oră și la un moment dat se oprea și zicea, doamna, știți compoziție, o să fac cu nu știu cine, și mă gândeam, Dumnezeule, cum să-i spun, cum să o întreb? De, efectiv nu am putut să o întreb. A fost examenul ei de admitere, a făcut că toate examenele vieții mele la un loc, pentru că eram conștientă că eu sunt direct răspunzătoare, eram singurul profesor care o pregătea și mă gândeam, doamne, dacă nu va reuși, ce o să se întâmple? În momentul în care a fost admisă a 13-a la buget, din prima, ăla a fost momentul în care am întrebat-o pe mama ei ce ar fi făcut dacă nu ar fi intrat. Și doamna mi-a răspuns, mi-a spus că ar fi dat admitere până ar fi intrat. Incredibil mi s-a părut. A fost așa, a fost și examenul meu ăla, adică când știam, acum e în examenul cu tare, adică eram așa, parcă eram eu acolo în examenul ăla. A terminat conservatorul la București, acum e profesoară la o școală în București, compune muzică, a jucat în Frozen, îi spuneam atunci când ne pregăteam pentru admitere, zic, aștept ziua în care eu îmi voi lua bilet la spectacolul tău. Și se uita așa la mine și zâmbea și zicea, da, doamna, o să vină și ziua asta. Și a venit. Mi-am cumpărat bilet, a venit la teatru cu spectacolul și îmi amintesc că
m-a sunat cu 2 zile înainte și mi-a spus, știți, am jucat spectacolul ăsta în toată țara, dar acum vin acasă și am așa niște emoții, zice, pentru că știu că o să fiți în sală. Doamne ferește, zic, da, zic și eu ce să fac, să nu mai vin la spectacol sau... emoții am avut și eu, chiar dacă eram în sală. Foarte mândră am fost de ea. A fost așa de... A fost ea, așa cum o știu eu. Și e bine. Acum e bine. Îmi spunea zilele trecute, zice, am avut o elevă pe care am pregătit-o și a intrat la Academie la Londra. Zice, știți ce sentiment mi-a dat? Da, zic, acum mă înțelegi? Da, zice, nu se poate descrie în cuvinte. Ei, când văd că am putut să particip acolo, pentru că a fost munca ei și meritul ei, copilul extraordinar de talentat și cu o ambiție extraordinară, a fost un șoc pentru toată lumea când i-a ales conservatorul. Adică fata ar fi putut face orice altă facultate, au fost oameni care au zis, te vei irosi, ce ai să faci? Eram în filmul ăsta eu cu ea. Adică noi am pornit pe drumul ăsta și hai să vedem ce o să iasă. Nici părinții ei nu au crezut că, mi-au și spus, n-am crezut vreodată că Alexandra va alege calea asta și va ajunge în punctul ăsta. Face ceea ce îi place, mi-a și spus, dacă n-aș fi ales drumul ăsta, toată viața aș fi privit în urmă și m-aș fi întrebat cum ar fi fost dacă. Și a avut curajul ăsta, nu nebunesc, dar a avut curajul ăsta, atât de mult și-a dorit și atât de mult a muncit, încât lucrurile s-au aranjat așa frumos. Avem 4 minute de emisiune, Rosi mi-a zis 5, dar a trecut deja 1. Nu putem opri pe doamna profesoară, cu atâta dragoste vorbește despre acești copii minunați care au trecut prin, nu știu, să spunem, mâinile, cred că, nu știu prin ce, dar a trecut prin sufletul doamnei profesoare. Asta e 100%. Fiecare copil a plecat cu o bucățică din sufletul acestei femei. Ajungem la oamenii mari, că aici e mai greu și mai avem doar 3 minute să vorbim. Un cor de oameni mari. Sau nu e de oameni mari? Despre ce cor vorbim? Cred că despre Sargeția. Da, Sargeția este, da, cor de oameni mari. Nu am plecat cu Sargeția la drum, dacă e să vorbim de corul mixt de adulți. Am plecat cu corul Vosglas al Bisericii Nașterea Maicii Domnului din Deva, unde am început în 2011, am dirijat până în 2016. Foarte importantă experiența asta pentru mine. La Sargeția, în Sargeția am intrat în 2004 ca membru al coralei la partida de alto. Am ajuns dirijorul coralei, adică am preluat acest rol în 2020, chiar atunci când a început pandemia, până în vara acestui an. A fost conjunctura de așa natură, nu m-am gândit, adică în momentul în care am intrat la pedagogic ca profesor, nu m-am gândit că o să aleg și această cale a dirijatului, dar domnul Icobescu a fost cel care a fost lângă mine când eu am ajuns la Vosglas, a fost lângă mine în toate concertele, a venit la repetiții, a venit la liturghii, m-a încurajat, mi-a spus de fiecare dată că pot și a fost foarte important pentru mine. Astea două au fost două experiențe care pe mine m-au îmbogățit pe partea asta muzicală. Cu siguranță nu mă voi opri, adică dirijatul e o parte importantă a vieții mele și cu siguranță pe lângă aceste coruri de copii o să urmeze și un cor mixt de adulți la un moment dat. Care e cea mai mare dorință a Mihailei Popa? Nu a profesor. Nu a profesoarei de canto, nu a profesoarei de la liceu. Care e cea mai mare dorință a Mihailei Popa? Cea mai mare dorință? Să fiu sănătoasă, asta e cea mai mare dorință, ca să pot să împlinesc tot ce am de împlinit și să pot să fiu între copiii ăștia cât mai mult timp, pentru că mie îmi dau energie și mă încarcă și de multe ori lumea nu-mi dă vârsta pe care o am în buletin și tot timpul le spun că e un pic acolo și genetic, e adevărat, dar spun că copiii sunt cei care mă țin așa și îmi dau tonusul ăsta și mă țin așa în starea asta așa de tinerețe, pentru că nu ai cum să îmbătrânești când ești între ei zi de zi.
Aici ne luăm la revedere, dragii mei. Dacă vreți să nu îmbătrâniți, o găsiți pe doamna profesoară Mihaela Popa la Colegiul Regina Maria Pedagogicu din Deva. Acolo unde găsiți copii care cântă, cu siguranță e și doamna profesoară Mihaela Popa. Dacă nu ajungeți la liceu, urmăriți paginile de Facebook a liceului, a colegiului, a doamnei profesoare, a lui Cristi, care e alături de noi în această dimineață. Cu siguranță veți afla când copiii vor urca pe scenă. N-aveți copii sau aveți copii mai mari care au plecat de acasă, faceți un pas către sălile de spectacol. Cu siguranță veți pleca mult mai bogați sufletește și mult mai tineri. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ne dați o șansă la viață, pentru că prin muzică sufletele se vindecă, eu știu asta, am simțit-o pe propria mea piele și sunt ferm convinsă că atunci când sufletul simte muzica de la un om atât de minunat ca Mihaela Popa, viața va fi mai frumoasă și noi avem o șansă. Bună ziua, sunteți cel mai bun profesor de muzică și vă iubesc copiii și sunt mândră că mi-ați fost profesoară, vă iubim, ne scrie Rodica Jurca. Mai sunt mesaje, din păcate se termină emisiunea, am mai fi stat, Rosia a zis gata. Mâine dimineață vorbim despre o zonă calamitată. Alături de mine, aici la Dale Dimineții, va veni domnul senator Vasilică Potecă. Împreună am fost plecați acolo în zonă și ne-am gândit să ne întâlnim la un matinal și să povestim despre ce am simțit și ce am văzut acolo în comuna Pechea, județul Calați. Mâine dimineață! Până mâine dimineață, nu uitați, dragii mei, urmați exemplu. Ați văzut, doamna profesoară dăruiește și ce primește? De 10 ori mai multă dragoste decât poate dărui un om. Așa că luați exemplu, dăruiți, iubiți, fiți buni, pentru că la un moment dat toate se vor întoarce, și cele bune și cele rele. Așa că haideți să dăruim iubire. Vă iubesc!